fostul atacant al Astrei Giurgiu, nigerianul Kehinde Fatai, este pe cale de a obține cetățenia română, iar subiectul s-a discutat chiar în cadrul unei conferințe de presă susținută de președintele Federației Române de Fotbal Mircea Sandu. Acesta a declarat că demersurile de obținere a cetățeniei române de către Fatai au intrat în procedura de urgență, așa că este posibil ca nigerianul să fie cooptat în lotul național al României. A sunat doamna ministru Tocala acum vreo 10 zile să-mi spună că este o procedură de urgentare a obținerii cetățeniei de onoare, un fel de cetățenie de onoare. Și m-a întrebat dacă avem propuneri. De altfel, chiar selecționerul Victor Pițurcă și-a manifestat dorința ca Kehinde Fatai să poată juca în partida de baraj România-Grecia. L-am sunat pe Pițurcă și l-am întrebat, băi, Piți, crezi că vreun jucător? Și a spus, domnule, Fatai ăsta, când juca la Astra, avea un randament bun. I-am sunat pe cei de la Astra, de fapt ei ne-au solicitat la un meci care l-au jucat în cupele europene pentru că n-avea viză, n-avea intrat, nu știu pe unde, prin Ucraina sau nu știu unde. În sfârșit, am aflat care e dosarul depus, am informat, am dat o copie după dosar doamnei Tocală și dânsa mai departe a făcut demersurile necesare. Săptămâna trecută, Carmen Tocală, secretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului, a declarat că Parlamentul României ar putea să-i acorde lui Fatai titlul de cetățean de onoare care îi va permite să evolueze pentru naționala României în barajul cu Grecia.